Hai, drăguță! Gheorghe Păucean este paznic de vânătoare în comuna Dârlos. Acum el se ocupă de cele trei căprioare pe care le hrănește de câteva ori pe zi. Eu, ca paznic de vânătoare, am mai grijit asemenea exemplare și la mine mănâncă exact ce mănâncă animalele mele, porumb, făină, lucernă, deci trăiesc poate mai bine ca acolo de unde au fost aduse. Cele trei căprioare au fost crescute în captivitate, de aceea au nevoie de o atenție specială. Aceste piese de căprior vor fi îngrijite de către paznicul de vânătoare. Cu siguranță au fost ținute în captivitate, nu vor putea fi eliberate, pentru că cu siguranță ar fi prinse de câini hoinari sau de lup sau așa. O să avem grijă, iar după o anumită vârstă s-ar putea să le donăm unei grădini zoologice sau încercăm să le eliberăm. Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal împotriva a patru tineri care transportau în mașinile lor cei trei pui de căprioară. Ei sunt cercetați pentru încălcarea normelor legislative privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic.